fiți binecuvântați. Fac aproape 20 de ani de când m-am întors la Domnul și uneori am tendința de a spune așa, de a mă gândi că știu multe, că am învățat multe în toți acești 20 de ani. Și sentimentul că mare lucru n-ar mai avea ce să mă învețe Dumnezeu, dar mă surprinde Dumnezeu uneori, deci dacă vreau, Dumnezeu îmi vorbește și mi-arată lucruri noi și mi-arată că de fapt nu știu nimic. Nu știu nimic din imensitatea care este El. Am primit acest cuvânt acum o săptămână și ceva, două în urmă și de atunci meditez la El și în continuu, chiar și noaptea, Dumnezeu îmi mai arată ceva. Și nu am avut timp să notez, tot am făcut foarte succint și am realizat, azi dimineața am realizat că și azi dimineața în biserică mi-a mai vorbit Dumnezeu, cu toate că m-am pregătit pe parcursul zilelor trecute, că de fapt pilda din care vreau să vă vorbesc astăzi și pe care majoritatea dintre dumneavoastră o știți, pilda fiorului risipitor, că de fapt acolo, dacă doar această pildă ar fi fost lăsată de Domnul Iisus, Biblia ar fi fost cuprinsă toată acolo. Relația noastră cu Dumnezeu putea fi cuprinsă acolo. Deci dacă doar pilda fiului risipitor ne-ar fi fost lăsată de Domnul Iisus și de acolo ne-ar fi vorbit cât în toată Biblia. Acum, majoritatea dintre dumneavoastră cunoașteți pilda, ați auzit și predici, sub o formă sau alta, și eu am auzit ba despre fiul cel mic risipitor, ba despre cel mare și atitudinea inimii lui, cu ce ar putea să ne mai surprindă Dumnezeu. Tot timpul ne surprinde. Vă spun, am auzit-o de multe ori. Dar de două săptămâni încoace Dumnezeu îmi vorbește și mi-arată alte lucruri. Voi trece destul de repede așa peste ea ca să ajung acolo unde vreau să ajung la mesajul de astăzi. Și să vă explic și ce ne privește pe noi, cu ce ne este de folos, cu ce ne-ar putea ajuta. Luca 15, pilda fiului risipitor. De la versetul 11. El a mai zis: un om avea doi fii. Cel mai tânăr din ei a zis tatălui său: tată, dă-mi partea de avere ce mi se cuvine. Și tatăl le-a împărțit avere. Mă opresc puțin. Adică e ca și când noi ca oameni am spune lui Dumnezeu: Doamne, vreau niște reguli. Vreau partea mea. Vreau să știu pe ce mă bazez. Și Dumnezeu, în bunătatea Lui, zice: iată. Iată binecuvântările, iată și regulile, iată legile. Dacă asta îți dorești, iată-le. Mergem mai departe. Nu după multe zile, fiul cel mai tânăr a strâns totul și a plecat într-o țară depărtată, unde și-a risipit averea ducând o viață de străbălă. După ce a cheltuit totul, a venit o foamete mare în țara aceea și el a început să ducă lipsă. Atunci s-a dus și s-a lipit de unul din locuitorii țării acelea, care l-a trimis pe o ogoarde lui să-i păzească porci. Mult ar fi dorit el să se sature cu roșcovele pe care le mâncau porcii, dar nu îi le da nimeni. Și a venit în fire și a zis: câți argații tatălui meu au belșug de pâine, iar eu mor de foame aici. Mă voi scula? Mă voi duce la tatăl meu și voi zice: tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Și nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Fă-mă ca pe unul din argații tăi. Mă opresc puțin. Asta de fapt este pocăința. Este pocăința noastră. Ne dăm seama că am greșit și senzația noastră și atitudinea noastră înaintea lui Dumnezeu este aceasta: știu că am greșit.
și nu mai sunt vrednic să fiu fiul tău. Și punem această condamnare pe noi, gândindu-ne, așa ne privește și Tatăl. Și este drept. Și este drept, dacă eu am greșit, este drept ca așa să mă privească Tatăl. Ca pe un nenorocit care a greșit. Vom merge mai departe. Aș vrea să vă mai spun un lucru. Noi ne condamnăm în momentele acestea. Dar să știți, ne condamnă și diavolul. Are grijă să ne condamne și el. Ai greșit. Ești un păcătos. Ai greșit. Și vom ajunge la atitudinea Tatălui, să vedem el cum privește lucrul acesta. Și s-a sculat și a plecat la tatăl său. Când era încă departe, tatăl său l-a văzut și s-a făcut milă de el, a alergat, a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mult. Fiul a zis, tata, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta, nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Dar tatăl a zis robilor săi, aduceți-mi repede haina cea mai bună și îmbrăcați-l cu ea, puneți-i un inel în deget și încălțăminte în picioare. Vedeți? Felul lui Dumnezeu de a privi. Știu că tu te condamni. Știu că te condamni și îți pare rău. Ba mai mult decât atât, te condamnă și diavolul. Dar eu te iubesc. Aceasta este atitudinea Tatălui. Eu te iubesc. Nu mai pun peste tine o nouă condamnare. Nu mai pun, nu te mai încarc, ești încărcat deja cu ea. Noi știm că am greșit, suntem vinovați înaintea lui Dumnezeu. Și ne condamnăm și singuri și ne judecăm și singuri. Oricât am părea la biserică sau în relațiile cu ceilalți, că suntem bine. Noi știm cum suntem. Aceasta este atitudinea Tatălui. Aș vrea să mai fac o distinție, ca să nu credeți cumva, să nu ne păcălim. Dragostea lui Dumnezeu și dreptatea lui Dumnezeu sunt două lucruri separate. Sunt două lucruri separate. Adică, copilul meu greșește. Spunem, ies și eu în oraș cu prietenii. Vreau să fii până în ora 10 acasă. Pleacă, spune da, pleacă, umblă, s-a făcut 10, s-a făcut 11, n-a venit, începem să ne îngrijorăm unde o fi, ce o face, umblă noaptea, s-a făcut 12, s-a făcut 1. Și vine la ora 1, vesel, nevoie mare. Am avut o zi minunată, am fost cu prietenii și tu te-ai rugat și tu poate ai plâns și ai fost îngrijorat. Dar dragostea a rămas acolo, știi că a greșit, dragostea a rămas acolo, la aceeași, pentru fiul tău. Și el vine vesel, nevoie mare. Și atunci tu îi spui așa. Ai greșit. Ai spus că vii la 10. Ai venit la 1 noapte. Dar m-am simțit bine, dar a fost bine, dar n-am pățit nimic. Și tu îi spui așa. La sfârșitul săptămânii nu vei mai pleca în excursie. Ești pedepsit. Dar dragostea ta e aceeași. Aceasta este dreptatea lui Dumnezeu. Dreptatea lui Dumnezeu, judecata, plata pentru ceea ce faci greșit, dar dragostea rămâne aceeași. Ea nu s-a depărtat. Poate copilul tău zice, a, nu mă mai iubește tata. Dar el te iubește la fel. Dar ți-a spus de la început că dacă nu ieși la ora aceea, vei plăti. Merg mai departe. Aduceți vițelul cel îngrășat și tăiați-l. Să mâncăm și să ne veselim, că acest fiu al meu era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit. Și au început să se veselească. Ascultați felul lui Dumnezeu de a privi lucrurile atunci când noi suntem în păcat. Era mort. Nu era plecat. Nu așteptam să se întoarcă. Era mort. Și felul în care îl privește Dumnezeu la noi, când ne dăm seama de păcat și ne pocăim, este, era mort și a înviat. Chiar dacă venim de
de mult timp în biserică. Chiar dacă ne spunem creștini, efectul păcatului este acesta. Era mort. Și mă bucur pentru el că a înviat. Ca de morți l-am primit pe Iulian. Ca de morți l-am primit pe Iulian. Fiul cel mare era la ogor. Când a venit și s-a apropiat de casă, a auzit muzică și jocuri. A chemat pe unul din robi și a început să-l întrebe: ce este? Robul acela i-a răspuns: fratele tău a venit înapoi și tatăl tău a tăiat vițelul cel îngrășat, pentru că l-a găsit iarăși sănătos și bine. El s-a întârtat de mânie și nu voia să intre în casă. Tatăl său a ieșit afară și l-a rugat să intre. Dar el, drept răspuns, a zis tatălui său: iată, eu îți slujesc ca un rob de atâția ani și niciodată nu ți-am călcat porunca. Și mie niciodată nu mi-ai dat măcar un iet să mă veselesc cu prietenii mei. Iar când a venit acest fiu al tău, care ți-a mâncat averea cu femeile desfrânate, i-ai tăiat vițelul cel îngrășat. Dragii mei, uneori și noi suntem aici. Venim la biserică, slujim, spunem că vrem să fim în voia lui Dumnezeu și facem voia lui Dumnezeu. Și de fapt, atitudinea inimii noastre este: eu fac mai mult ca ăla, eu mă rog mai mult, eu îi slujesc Domnului, eu sunt credincios înaintea lui Dumnezeu. Și dacă ne-am cercetat inima, am vedea că de fapt, ca și fiul cel mic, noi ne-am primit partea noastră de avere, a fost împărțită de la început, că unul s-a dus și a cheltuit-o în altă parte, binecuvântările Domnului le-a împărțit cu alții, s-a dus în altă parte și noi am rămas aici, binecuvântările sunt aceleași, ba mai mult decât atât. Noi am avut parte și de cunoașterea dragostei Tatălui pentru că am fost lângă El. Dar dacă noi avem atitudinea aceasta, îi slujesc lui Dumnezeu, îi slujesc lui Dumnezeu, mă silesc să-i slujesc lui Dumnezeu. De fapt, trăim în biserică cu o atitudine de rob, nu de fiu, nu de fiu. Fiul trăiește bucurându-se cu Tatăl, că este cu Tatăl și având parte și de moștenire și de binecuvântări. Fiul acesta a avut parte de dragostea Tatălui și de binecuvântări tot timpul. Deci tot timpul. Dar atitudinea inimii lui a fost de rob. Nu a fost de fiu. Pur și simplu el s-a transformat în rob. Nu tatăl l-a privit. Nu tatăl i-a zis: ești rob, treci și slujești. Ci tatăl i-a dat dragostea și partea de avere pe care o ceruse de la început. Acum am ajuns în punctul în care, despre care vreau să vă vorbesc. Nu despre, atât despre copii, cât despre tatăl. În pilda aceasta. Tatăl a alergat spre fiul cel mic. Tatăl a ieșit afară și l-a chemat pe fiul cel mare. El a făcut pași. El dă mai întâi. Aceasta este atitudinea lui. Inima iubitoare de tată l-a îndemnat el să se ducă spre fiul, chiar dacă fiul a greșit. El să iasă afară să-l invite. El să cadă pe grumazul fiului și să plângă. Aceasta este atitudinea lui Dumnezeu în raport cu noi. Veți spune: bine, bine, dar eu unde sunt? Sau sunt într-unul din cei doi fii? Dragii mei, aici nu este niciun fiu bun și unul rău. Cei doi fii suntem noi. Suntem noi în momente diferite ale vieții. Suntem noi atunci când suntem în păcat, suntem fiul cel mic, atunci când suntem bine în biserică, dar avem o atitudine greșită, considerând că facem cumva din obligație sau că ar avea nevoie Dumnezeu foarte mult de munca noastră și de forțarea noastră, sforțarea noastră, suntem fiul cel mare. Și îmi veți spune: bine, bine, dar bine când suntem?
Bine suntem atunci când înțelegem inima Tatălui. Și, dragii mei, ca să putem înțelege inima Tatălui, fără călăuzirea Duhului Sfânt, nu putem să o înțelegem. Deci nu, oricât ne-am străduit și am încercat noi să facem multe, multe activități în biserică și ne-am forțat, fără Duhul Sfânt, nu putem să o înțelegem. Suntem oameni. Duhul Sfânt trebuie să ne arate inima Tatălui. Înainte de pilda aceasta, este o altă pildă, nu o voi citi, este pilda cu oaia rătăcită și cu banul pierdut. Și mă voi opri doar parte din versetul 9. După ce l-a găsit, cheamă pe prietenile și vecinile și zice: bucurați-vă împreună cu mine că ce-am găsit leul pe care l-am pierdut. Zice femeia când a găsit banul. Aceasta este parte din atitudinea Tatălui. Bucurați-vă împreună cu mine pentru orice suflet, pentru oricine, chiar dacă a fost de 30 de ani este în biserică, pentru momentul când el s-a pocăit, pentru momentul în care i-a părut rău și și-a revenit. Știți, pentru mine, săptămânile acestea, două, pilda aceasta, care se cheamă pilda fiului risipitor, s-a chemat pilda tatălui iubitor pentru mine, în aceste două săptămâni. Și nu am scos, n-am scos, nici n-am introdus ceva în Biblie, vă spun doar felul în care am trăit-o eu de două săptămâni încoace. Știți, în 20 de ani am auzit predici nenumărate. Ar trebui să mă duc acasă, să mă gândesc în 19 ani și jumătate câte duminici sunt, plus alte întâlniri peste săptămână, poate n-am fost la toate, câte predici am auzit. Cât s-a vorbit, cât mi s-a vorbit. Și uneori am avut atitudinea în biserică. Este pentru mine, o simt aici, m-a străpuns, cum ajung acasă, cum ies pe ușa bisericii, îmi schimb atitudinea. Îmi schimb atitudinea, mă forțez, vreau să fiu altfel. Și n-a trecut mult și dus a fost predica. Dus a fost. Au fost alte predici, atitudinea mea a fost, nu e pentru mine, ce i s-ar potrivi ăluia. A spus exact unde trebuie, sper să fie acolo să audă. Alte ori au fost folosite cuvinte mari, uneori au fost bucăți teologice greu de pătruns și au trecut pe lângă urechile mele. 19 ani și jumătate. Și sunt convins că mulți dintre dumneavoastră spuneți la fel ca mine sau ați spus la fel ca mine, de știi tu care vorbești cu ce mă confrunt eu. De știi tu pe unde trec eu. Și după aia să-mi dai sfaturi. Dragii mei, unde ești tu, Ion, Gheorghe, Maria, Georgel, unde ești tu acum, am trecut și eu pe acolo, sau altcineva din biserica asta, sau altcineva din afara bisericii. Și a devenit victorios. Deci unde ești tu acum, indiferent de atitudine, indiferent de păcatul tău, cât ți se pare de mare și că te lupți cu el și nu poți să scapi, să știi, dragul meu, că au trecut și alții pe acolo. Și au ieșit victorios, deci se poate. Și dacă predica asta nu te ajută cu nimic, au fost alte cuvinte și spuse în biserică și pe care le-ai auzit, o să-ți spun așa. Du-te acasă, asta o să fie în afara predicii. E în afara predicii ceva ca să-ți folosească, poate nu ți-a folosit predica. Du-te acasă, pune-te pe burtă
nu pe pat, că te ia somnul și, nu-i, și e lipsă de respect, pune-te pe burtă, pe podea, spune părinților tăi, am nevoie de un moment de liniște, vă rog să nu mă deranjați, spune soției tale sau soțului tău, te rog să ai grijă de copii un timp. Spune copiilor și nepoților tăi, vă rog să mă lăsați, am nevoie de liniște un timp. Intră în cameră, încuie ușa, ca să înțeleagă că e treabă serioasă, pune-te pe burtă, înaintea lui Dumnezeu, și spune așa, Doamne, ăsta sunt, ăsta sunt, în afară, în biserică sunt altfel, dar eu ăsta sunt și cunosc inima și îmi cunosc păcatele, mi le cunosc și tu mi le cunoști, nici nu-i nevoie să ți le mai înșel, Doamne, eu nu mă ridic de aici. Nu mă ridic de aici până nu mi le iei și îmi dai altceva. Nu mă ridic. Nu mai pot purta în spate povara aceasta. Nu mai pot. Deci vreau ceva mai bun. Asta e o probă practică pentru cei care spun că nu știu alții cu ce te confrunți și te confrunți de mult timp. Și ai încercat să scapi și nu ai reușit. Și spui, Domnule, nu plec de aici. Nu plec de aici până nu mă binecuvintesc, Doamne. Nu plec, ăsta sunt, aici stau. Nu vreau să mă mai ridic la fel. Deci, efectiv, nu vreau să mă mai ridic la fel. Vreau să mă ridic altul. M-am săturat, mi-a ajuns până aici. Râde dracu de mine. Diavolul râde de mine. Eu nu mai vreau. Și vei vedea că este în voia lui Dumnezeu. Dragii mei, este în voia lui Dumnezeu. Poate crezi că alții au păcate, poate e pentru aia tineri, poate unii se luptă cu pornografia, alții se luptă cu... vin în biserică și nu aud șoapta Duhului Sfânt și spun... ce-or face ăștia, ce-or înțelege ăștia, de mine nu se lipește nimic, dar vin totuși aici. Și asta e o problemă pentru tine. Poate faptul că ești într-un cer de prieteni și nu poți să ieși de acolo, trebuie să faci ce spun alții. Poate vii în biserică și cum ai intrat în biserică, te uiți. Frate, nu-mi place cum se uită ăla, nu-mi place aia, dar nu mi-a plăcut cum a cântat. Dar astăzi nu a fost, nu știu cum, dar aș fi vrut ca să lucreze altfel Duhul Sfânt. Poate ai o atitudine din asta negativă și tot așa vii la biserică. Și ăsta e un păcat. Și altele sunt un păcat. Fiecare ni le cunoaște. Fiecare ni le cunoaște. Deși pentru astea, să știți, și pentru astea, oricât am venit la biserică, și pentru astea noi trebuie să ne pocăim. Dragii mei. Și așa cum a început... programul de rugăciune cu ceea ce spunea fratele Daniel. Eu și tu, în dreptul nostru, trebuie să ne punem înaintea lui Dumnezeu, să înțelegem inima lui și să trăim în felul ăsta dacă eu nu sunt în regulă, nu pot ajuta nici pe copiii mei, nici pe soția mea, nici casa mea, nici biserica mea, nici țara mea, nici Uganda. Deci ca să pot ajuta pe ceilalți, ca să fie vindecat cineva pentru care mă rog, eu trebuie să fiu bine. Deci este esențial, așa cum spunea și fratele Daniel, este esențial ca întâi să-mi pese de mine în relația mea cu Dumnezeu să fie cât mai bună. Să fiu cât mai aproape de Dumnezeu. Atât a fost pentru ceea ce am vrut să vă împărtășesc. Dacă nu, dragii mei, dacă nu v-a rămas nimic din asta, din ceea ce am citit sau am spus, rămâneți cu chestia cu burta. Da? Deci, la podea. La podea, nu pe pat, la podea. Poate aveți cuvinte mai elevate, v-aș ruga dacă aveți ani de zile în biserică, să lăsați deoparte
predicile alea, ăsta, rugăciunile alea pompoase pe care le-am spus, știți că la un moment dat când începi să te roșii, ai ani de zile de rugăciune, începi să folosești cuvinte pe care le-ai mai folosit și le folosești și le înveți. Și le înveți și le spui și le spui. Înaintea lui Dumnezeu, când te-ai pus pe... spune-i, Doamne, ăsta-s, păcatele mele, iată-l, nu mă ridic. Nu mă ridic. Vreau de la tine. Mulțumim, frate Iulian. Domnul să-i fie dat alături.